Coroana copacului vibrează prin mine cu fiecare înghițitură ermetică a micilor șobolani. Stolul acesta cenușiu de răzătoare îți dă impresia unui sol mișcător. Mă țin de vârfurile crengilor piramidei lui Maslow, cu întregul meu trup din oglindă. Mâinile mele ating cu tărie și speranță frunzele aproape umede. Piramida copac se înglină când spre stânga, când înspre dreapta, de parcă ar pendula între viață și moarte cu o viteză necunoscută. Corpul meu din afara oglinzii e prins de mici furnicături. Venele sunt din ce în ce mai reci, iar un fior înstrăbate-ți asta de fiecare dată când mă uit spre stolul dăruzătoare. Pe rând, câte un șobolan mai bine făcut îi împinge pe toți ceilalți prin mișcări vioaie către măduva piramidei copac. Rădăcinile capului meu din oglindă s-au întins spre spate, iar ochii mei de acolo, ochii mei aruncă spre public oroare și incertitudine. Din nou nesiguranța sapă în mine din oglindă. Gropi minuscule, dar suculente de revoltă și mâhnire. Urlu. Țip. Dar toate astea se întâmplă pe un mut strident. Doar scârțâitul acid al rozătoarelor și al dinților ce râșcă fibră cu fibră din tulpina piramidei se mai aude în văzduh. Pentru o secundă nedefinită, mâna stângă se abate către propriul piept din oglindă. Urlu ca bufnița interiorului meu să se nască din nou și să-și înfigă ghearele binefăcătoare în umilul meu scalp. Urlu asemenea unui neandertal la vederea lui Homo sapiens. De aici, din afara oglinzii, îmi dau seama că toate astea sunt în zadar. Nu toate luptele sunt câștigate. Și nu toate sforțările astea de pe o zi pe alta duc undeva. Uneori, chiar trebuie să ne obișnuim cu înfrângerea. Eu din oglindă aduce și mâna stângă asemenea unui ciocan, iar buzele împing cuvinte de ocară și de vitejie către pieptul și interiorul meu din oglinda transparentă. Evident, bufnița interiorului meu își continuă absența, iar rădăcinile capului meu din oglindă sunt din ce în ce mai lipsite de frică. Mă țin doar cu degetele picioarelor de ceea ce înseamnă pendulul ronțăit sistematic. Îmi spun cu mintea de aici că am să pic iar. Nici nu mai țin minte, sincer, de câte ori am căzut. Aș putea să spun că apreciez felul ăsta eroic și optimist din oglindă. Așa ceva e duios. E atitudinea animalului de companie. Deși căutarea și joaca sunt lucruri serioase, el, animalul, prin însuși numele lui de companie și dependența de ceea ce se numește stăpân, e doar o jucărie. E păcălit în permanență. E dus de nas. Dar cu toate astea nu poți considera pe bune că animalul respectiv e inutil. Nu. Nu. Nu e inutil.
e animal de companie. Perversitatea se află tocmai în faptul că nu există stăpân de companie. Nu. Stăpânul e stăpân. Animalul e doar duios și gingaș în întregul mecanism de putere și supunere. Așa duios cum mă aflu în oglinda transparentă, am început să transpir din ce în ce mai tare. Iar aplecările piramidei copac sunt din ce în ce mai adânci. Acum ating solul stolului de șobolani. Șoldurile mele mângâie involuntar spinarea micilor tăietori. Dar scârba și jalea accentuează bătăile pumnilor în mine de acolo. Căderea e inevitabilă. Așa mi-ar spune. Iar asta nu ar fi o consolare, nu. Nu ar fi un gând deștept și pesimist, ci ar fi constanta stărilor de fapt. Vacarmul continuă firesc și frenetic, de parcă ar fi fost acolo în permanență. Capul meu din oglindă cu rădăcinile spre spate continuă să zbiere și să caute salvarea în toate unghierele privirii. Dintr-o dată, imposibilul a ajuns și aici. Privirea mea din oglindă a întâlnit privirea mea de aici. Toate cuvintele ce vor urma e... E ca și cum nu ar fi fost scrise. Ele nu au puterea să picteze ce a conținut acest segment dintre privirile mele. Să te privești în ochi și să știi că dintr-o dată ai reușit să gândești de două ori. Să gândești de două ori în același timp și să te judeci pe tine din două direcții total diferite. Să te vezi cu mintea ta atât de viu și atât de precis cum nici măcar o oglindă nu ar putea. Toate cuvintele astea nu pot descrie și nu ar putea atinge vreodată dubla privire în mine. Nu. Totul a încremenit. Iar eu din ambele direcții nu poate observa nimic altceva. Nimic nu mai există. Totul s-a sfârmat în culori lichide, șterse și inefabile. Ceea ce gândesc nu sunt cuvinte, nu sunt imagini, iar mințile mele nu articulează nimic cunoscut ce ar putea semăna cu vreun sistem de gândire, nu. Această conștientizare a iraționalului m-a mușcat pentru prima dată, iar veninul ei m-a încălzit pe dată. De aici, din afară, buzele mele se mișcă involuntar și articulează șoptit. Sari. Ochii mei din oglindă se deschid dincolo de imaginar, iar corpul se predă gravitației. Pendulul spre dreapta mă aruncă în aer din inerția delăsărilor. Și asemenea unui saltimbanc, ating bolta cerească. Mă rostogolesc ca emoție. Rădăcinile capului din oglindă își recapătă independența. Mă opresc atât timp cât pieptul să-și culeagă puterea. Iar mai apoi mă las pradă incertitudinilor și aterizării. Ating solul ca un gimnast lipsit de plastică. Tot stolul încremenește, iar șefii șobolani și aruncă oftică uimirea pentru al meu curaj. Acum
sunt pe picioarele mele. Habar nu am cum să-i mulțumesc. Să-mi mulțumesc mie. Și muie la sistem. Haide să începem cătinel. Să analizăm la sânge acest sistem. Acest bine, fratele consum, ai venit direct din drum. Bine, fratele consum. E aici cu noi, bune, pitul ăla bun. Dă-mi să fac strun. Bine, fratele, joacă-te, fratele, joacă-te, fratele. Joacă-te, fratele, consum. Și vino direct din drum. Și vino direct din drum, fratele nostru, cel mai bun. M-am băgat în ceva mult mai mare decât mine. Nu știu ce dracu nu convine. Tot sistemul ăsta miroase a albine. Bun, fratele consum. Ești direct din drum, ieși. Bun, să începem cătinel. Să analizăm la sânge acest tunel în care ne tot pierde și în care ne oprim. Nu văd nicio lumină, de aceea mă deprim. Domeniul ăsta vastă în care activăm cultură, frate, zice ceva ce consumăm. Sau chiar dacă nu mai consumăm, tot, frate, noi consumăm. Cultura este mult, cultura e tumult. Cultura poate să fie chiar un subiect incult. Cultura poate să fie ceva foarte mare, plin de idei și valori morale. Și dincolo de asta e un sistem de legi, cutume, obiceiuri, credințe, mă înțelegi? Și cred că e necesar a puncta. Arta asta poate a reflecta. Poate îți dă puterea aia de a reflecta la lume și la tine. Și la tine în special. Creează spirit critic, te ambalezi moral. Creează spirit critic și ești pregătit de bal. De aia e UNESCO, de aia-s declarații. De aia cultura apare în constelații. De aia, frate, istoria e în legi. Și-a evoluat așa, mă înțelegi? A evoluat până într-acolo. A evoluat, lasă-mă să dau solo. A evoluat și fii atent aici. Cultura, frate, chiar că-i brici. Și așa avem un articol 33. Accesul la cultură, dă-te-n morții tăi. Auzi, auzi ce zice el. Statul garantează, statul garantează. Statul garantează pentru cultură libertate și multă ură. Statul garantează în momentul prezent. Momentul prezent e transmis în direct. Hai, fii atent aici. Cultura trebuie să fie brici, dar nu e așa aici. Promovează cultura, diversitatea națională și toate alea bullshit. Ce căcat! Pune mâna, citește Constituția, vezi ce poți să faci la tine în pat! Bun! Știm că într-o țară cum suntem, guvernul execută în ideea că noi vrem. Bun! Există un minister acolo, un minister acolo ce o arde cam solo. Bun! Un minister ce ar trebui să aibă grijă de toți acești copii. Bun! Un minister care nu-i pasă de tot ce avem noi într-o sacoșă plastă. Fii atent aici, că ministerul ăsta e un agarici. Bun! Hai fii atent aici. Dă banii, frate, și lasă-mă puțin. Bun! Hai fii atent aici. Lumea ta de asta trebuie să fie bici. Bun! Hai fii atent aici. Povestea asta nu e roz, nu e deloc roz. Nu e roz, nu e nimic. Lumea asta nu mai știu ce să zic. Lumea asta e de căcat. Un sistem pervers. M-am panicat. M-am lovit la tâmpla mea. Că lumea asta toată să moară acum, aș vrea, da. Da, frate, da, eu acum nu sunt supărat, ci doar m-am panicat. Descurcă-te cum poți.
e singura speranță.